Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară Vasile Adamachi din Iași a expus rezultatele a două proiecte Erasmus Plus implementate în perioada 2019-2022. La eveniment au fost prezente mai multe cadre didactice, dar și elevi care au participat în acești ani la activități și mobilități în țările din Uniunea Europeană, partenere în acest proiect. Prin proiectele acestea se transformă educația în școlile din România și copiii au oportunitatea de a învăța permanent, de a învăța din schimburi de idei, opinii, cu partenerii noștri din străinătate și nu în ultimul rând sunt importante pentru că validează într-un fel sau altul experiențele noastre pe care ulterior le vom aplica în viața de zi cu zi și de ce nu în alte proiecte. Eveniment valoros este acela pe care l-ați organizat astăzi, doamnă director, un eveniment al școlii Eșene în care, iată, agenda proiectelor europene se găsește cel puțin pe cele două proiecte astăzi la final, dar cum știm cu toții, orice final este un nou început. Mai sunt și alte etape de sustenabilitate acestor proiecte, cu siguranță nu vă veți opri aici. 27 de elevi au participat în mobilități Erasmus Plus, care au avut rolul de formare a elevilor și a profesorilor implicați în proiecte. Tinerii participanți spun însă că experiența a fost inedită și că i-a ajutat să își dezvolte multe abilități și să creeze noi prietenii. Sunt foarte recunoscătoare faptului că am avut posibilitatea să particip într-un asemenea proiect, Erasmus Plus K2. În primul rând m-a ajutat să-mi dezvolt abilități antreprenoriale, multiculturale și lingvistice, bineînțeles. De asemenea, am dezvoltat o atitudine proactivă față de agricultura ecologică, care poate fi înțeleasă ca o strategie pentru păstrarea identității locale, așa cum transformarea pâinii este de fapt o moștenire culturală. Ce înseamnă pentru tine implicarea în acest proiect Erasmus? Pentru mine implicarea în acest proiect a însemnat o nouă experiență, o oportunitate de a ne valorifica cultura într-o altă țară, de a face cunoștință cu persoane noi și de a demonstra că într-adevăr avem niște tradiții frumoase și în același timp să învățăm că și tradițiile altor țări sunt la fel de frumoase ca ale noastre, un schimb de cultură care ne ajută pe fiecare să depășim anumite bariere, anumite prejudecăți culturale, de gen. Încă din anul 2004 a fost implementat primul proiect de acest gen. De atunci, Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară Vasile Adamachi din Iași a primit de 3 ori titlul de școală europeană.